Instanța de judecat a pus punct unui lung proces penal în care a fost analizată modalitatea de atribuire a titlurilor de proprietate pentru trei munți din Vâlcea, Puru, Petrimanu și Galbenu. Inculpații au primit ani grei de închisoare, între 10 și 12 ani, dar și interzicerea unor drepturi. Gheorghe Deaconeasa a primit 12 ani cu executare, în timp ce Mircea Basarabă și Mihai Predulian au primit câte 10. Minuta sentinței penale numărul 48 din 22 martie 2016, pronunțată în dosarul penal numărul 826/90/2014, în temeiul articolului 386 Cod de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru comiterea cărora inculpații sunt trimiși în judecată, după cum urmează. În ceea ce îl privește pe inculpatul Basarabă Mircea, din infracțiunea continuată de participație improprie la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un folos necuvenit, având ca urmare producerea unor consecințe deosebit de grave, în participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată, cu privire la fapta comisă de membrii Comisiei Locale Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, privind propunerea de validare pentru moștenitorii autorului Popescu Constantin, participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată, cu privire la fapta comisă de membrii Comisiei Locale Voineasa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, privind propunerea de validare pentru moștenitorii autorului Țarfulea M. Gheorghe, participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată, ca inculpatului Basarabă Mircea, spre executare pedeapsa cea mai grea, respectiv 10 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art 64 litera teza 2 și litera B cod penal pe o perioadă de 3 ani. Se va aplica inculpatului Petrulian Mihai Dan spre executare pedeapsa cea mai grea, respectiv 10 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art 64 litera A, teza 2 și litera B cod penal pe o perioadă de 3 ani. Se va aplica inculpatului Deaconeasa Gheorghe spre executare pedeapsa cea mai grea, respectiv 12 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art 64 litera teza 2 și litera B cod penal pe o perioadă de 3 ani. Hotărârea Tribunalului Vâlcea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la pronunțare.